ziua și bine ați venit la competiția de table și begemon Cupa Stațiunii Slănii Moldova, perla Moldovei ca stațiune. Mulțumim domnului primar Baciu Gheorghe, primarul localității și orașului Stațiune Slănii Moldova, care a făcut posibilă această competiție, dar nu numai dânsul, de unul singur, și administratorul acestei frumoase locații și cât și a vilei Teleconstrucția, domnul Șova Bogdan, care prin grija domnului primar și a dânsului, societatea Teleconstrucția oferă 10.000 de lei premii suplimentare la această competiție. Sunt jucători sosiți din țara vecină și prietenă, Bulgaria, din orașul Sofia, doi jucători, Dobromir și probabil că sunt aici afară, sunt afară. Avem jucători din toate orașele țării, din capitala noastră, București, din orașele mari, Timișoara, Bacău, Constanța, Cluj, Suceava, spuneți dumneavoastră, Brașov, Urziceni, Iași, Moinești, Bragadiro, Lopteala, Târgu Ogna, Ajut, Vatra Dornei. Și peste tot. Domnule primar, vă mulțumim și vă dăm cuvântul dumneavoastră. Da. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la Slănii Moldova. Am îndrăgit de anul trecut, a fost o ediție, ați mai participat o parte de dumneavoastră, cred că în luna septembrie-octombrie, dacă nu mă înșel, și sper că ca acest eveniment să devină mai aproape, tradiție la Slănii Moldova. Vreau să vă spun că Slănii Moldova va fi din ce în ce mai primitoare pentru turiști, dar, bineînțeles, și pentru competiții sportive. Tradițional, Slănii Moldova a fost o localitate în care sportul era o activitate în care multe sporturi aveau centrul la Slănii Moldova. Aș vrea să mulțumesc partenerului nostru, este pentru prima dată când organizăm un eveniment într-un parteneriat așa de bun și aș vrea să îl consider un prim exemplu de parteneriat între administrația publică, întreprinzătorii noștri și dumneavoastră reprezentanții sporturilor de gen, și m-aș bucura ca să veniți cât mai des la Slănii Moldova și să vă bucurați cât mai mult de aceste facilități care noi le avem. Facilități care împreună cu cele de la Târgu Ogna reprezintă cel mai bun loc din România unde se poate trata, se poate întări, se poate fortifica o persoană. Vă încurajăm să luptați, să câștigați, bineînțeles. Nu poate câștiga toată lumea, așa este în sport, dar cred că rămâne expresia că toată lumea câștigă pentru că a participat și își îmbunătățește performanța. Vă doresc succes și voi fi alături de dumneavoastră și zilele astea. Mai avem musafiri și din alte țări, din Republica Moldova. Și mă bucur. Bine au venit, bun venit și celor din Bulgaria și sperăm să îndrăgească această zonă și să... Domnule primar, am omis o localitate, Predeal, este și o doamnă venită pentru prima dată la competiție. Doamnă, vreau să bateți cât mai mulți competitori. Noi vă mulțumim. Mult succes. Da, mai un pic, domnule primar. Oferim un premiu de excelență pentru susținerea acestei competiție domnului Șova Bogdan. Îl invităm aici în scenă. Mulțumim de asemenea mass media, televiziunea Exclusiv TV din Onești, care este alături de noi. Ne-a făcut o surpriză. Nu am un premiu pregătit aici, dar în zilele următoare are premiul de la... După festival. Sigur că da. De asemenea, continuăm cu premierea, premiul de excelență domnului primar Baciu Gheorghe pentru susținerea domnului. Îl dedic slănicenilor și sper ca și ei să se bucure și să învățăm și noi acest sport și să avem reprezentanți și noi în altă parte. Promovați turistic stațiunea foarte bine și
Da, vă mulțumesc tare mult. Aveți timp de mi-ați amintit. Anul acesta avem 18 evenimente. Practic, după evenimentele din iarnă, de sezonul de iarnă, când a fost sărbările zăpezii și altele specific de iarnă, este primul eveniment care se organizează. Avem 18, printre care și festival de umor și festivaluri de gen, în care puteți să vă implicați și dumneavoastră și de ce nu să vă bucurați de ele, că și așa muncim foarte mult, puțin umor, puțin avem și de mountain bike și de maraton și de off-road când suntem aici la munte. Mulțumesc încă o dată mult și mult succes tuturor concurenților. Nu vreau să vă rețin. Mulțumesc.